Am 19 ani, nu am reușit să fiu complet independent de părinții mei din punct de vedere financiar, iar cei care au reușit asta de la o vârstă atât de fragedă sunt extrem de puțini și merită toate laudele. Dar de ceva timp am început să fac banii mei, iar asta este îmbucurător pentru un adolescent și sper eu ca în scurt timp să fiu mult mai puțin dependent de părinții mei decât sunt acum. Pentru mine, capacitatea de a face bani din propriile idei și cu propriile mâini mă face să realizez adevăratul potențial pe care l-am și îmi dă putere să fiu din ce în ce mai bun pe zi ce trece. La vârsta asta nu e deocamdată atât de importantă suma pe care o faci, ci faptul că ai un venit din ceva în care pui pasiune. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 7 motive pentru care nu ai bani sau nu ai început să faci bani de la o vârstă fragedă, deși ai putea. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv pentru care nu ai bani este că nu știi unde se duc, îi arunci în stânga și în dreapta fără cap. Ai nevoie să-ți faci o listă cu fiecare lucru pe care ți-l dorești în ordinea importanței lor. Atenție, nu ce îți dorești cel mai tare, ci de ce ai nevoie cel mai mult în momentul ăsta. Astfel ai un obiectiv, știi pe ce să cheltui banii și asta te va motiva să economisești. În fiecare zi, din banii primiți de la părinți sau din orice altă sursă de venit, salvează o parte pe care o pui la saltea, cum se zice. Iar din restul poți să ieși cu prietenii, să-ți cumperi de mâncare sau să faci ce vrei tu. Dar de banii de la saltea nu te atingi până nu ai destui ca să-ți cumperi primul lucru care este pe listă. Această metodă a listei te va disciplina, iar disciplina și responsabilitatea sunt primele lucruri de care ai nevoie ca să ai o gestiune a finanțelor bună. Al doilea motiv pentru care nu ai bani este că nu cauți oportunități. Așează-te la o masă și pentru o oră, două sau trei stoarce-ți creierii. Gândește-te la idei despre cum ai putea face bani fără să ai 18 ani sau un job stabil și notează-le pe telefon sau pe o coală de hârtie. Oportunități sunt o grămadă, iar internetul este prietenul tău cel mai bun. La ce te pricepi tu? Poate știi să cânti, să desenezi, să editezi în Photoshop. Îți trebuie doar un produs sau un serviciu pe care să-l vinzi și cineva să fie interesat. Spre exemplu, eu am vândut stickere pe internet, am făcut un video de prezentare pentru o frizerie și chiar am editat poze pentru alți oameni, toate contra cost. Trebuie doar să cauți oportunități și să fii suficient de bun într-un anumit domeniu, astfel încât alți oameni să te plătească pentru serviciile sau produsele tale. Iar asta ne duce la al treilea motiv pentru care nu ai bani, nu investești în tine. Trebuie să investești timp și să depui efort. Nu poți pur și simplu să fii priceput peste noapte, iar cu cât investești mai devreme, cu atât mai bine. Iar dacă ești pasionat de programare și vrei să urmezi o carieră în asta, punctul IT te ajută să investești în tine și să fii cu un pas mai aproape de visul tău. Punctul IT oferă cursuri de programare într-un mod creativ și ușor de înțeles pentru tine, chiar dacă nu ai avut cine știe ce experiență în acest domeniu până acum. Iar în timp ce înveți, poți să te și distrezi, pentru că oamenii de acolo dețin cele mai noi tehnologii precum realitate virtuală, roboți, software și printere 3D. Tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere și să aplici pentru un interviu online, iar de acolo începe aventura ta în lumea programării. Așa că vorbește cu părinții tăi să te susțină și aplicați împreună pe site, pentru că pe lângă faptul că este foarte căutat și foarte bine plătit, acest domeniu al IT-ului îți oferă o grămadă de oportunități cu condiția să o faci din plăcere și să-ți dorești cu adevărat, pentru că asta e cel mai important. Dacă tu ai ales altă cale, poate ai un frate mai mic, o soră mai mică sau o cunoștință care își dorește să devină programator. Ei bine, spune-i de punctul IT pentru a-i ușura călătoria. Al patrulea motiv pentru care nu ai bani este că nu te asociezi cu un prieten sau cu un partener. Poate că nu știai, dar eu nu meditez pozele de pe Instagram, ideea cu stickerele am primit-o de la un prieten, iar unele idei de videoclipuri le primesc de la alți prieteni. Singur nu poți să reușești, ai nevoie de cineva care să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să vină cu propria experiență. Nimeni nu e bun la toate, eu sunt bun la a ține covorul, tu ești bun la a-l bate. Așadar caută oameni care să te completeze, să vă ajutați unul pe altul și să vă atingeți obiective. Al cincilea motiv pentru care nu ai bani este că te lași ușor descurajat. În absolut orice faci nu vei avea succes imediat, doar dacă ai un noroc extrem. Dar nu sunt atât de sigur că e mai bun norocul peste noapte în detrimentul unei ascensiuni lente, dar sigure. Pentru că pe cât de ușor ai urcat, pe atât de repede poți să cobori din norocul chior. În schimb, dacă ai o temelie bine construită și atent construită, e foarte greu să te doboare orice cutremur, așa că ai răbdare. Al șaselea motiv pentru care nu ai bani vine din faptul că îi arunci pe lucruri neimportante. E o mare diferență între a vrea și a avea nevoie. De multe ori vezi ceva la prietenii tăi și în secunda 2 vrei și tu. E, în momentul ăla pune puțin pauză și gândește-te. Oare chiar am nevoie de așa ceva? Sigur nu mă voi plictisi după 2-3 ore. Normal că ai nevoie de lucruri tari și distractive, dar nu tot ce vezi și nu tot ce apare nou. Fii cumpătat. Și în final, al șaptelea motiv pentru care nu ai bani este că nu muncești destul. Am mai vorbit în alte videoclipuri despre talent. Talentul este o trăsătură pe care o ai din naștere și te ajută să fii bun la ceva fără prea multă muncă. Iar inevitabil, unii au mai mult talent decât tine. De aceea trebuie să depui
mai multă muncă pentru a compensa și în timp ce faci asta, bucură-te de proces. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!